Doamnelor și domnilor, în studio alături de mine se află invitatul nostru permanent, jurnalistul Mihai Chira. Bun venit, Mihai! Bun, Angela! La ce te uitai de rat? Angela, lasă-mă un pic că s-a emoționat. Vezi că s-a emoționat. De ce? Vezi că de multe... Eu citesc cu plăcere ziarul Obiectiv de astăzi. Si? Bineînțeles. Și primele pagini le-am trecut așa mai ușor, că nu mă pasionează în mod deosebit ce a mai făcut domnul Lungu, și ajung la pagina 5. Altă abordare. Mă duc, că nu mă pot abține, știi? Mă duc la pagina 9. Domnul Claudiu Cobuz, soțul doamnei Cobuz, care era doamna confuz în, știi, la vot. Altceva ne zice cu monitorizarea continuă a glicemiei în diabetul zaharat. Domnul Cobuz, un profesor, doctor în științe medicale. Altă abordare. Dar nu mă pot abține de pagina 5. Deci pagina 5 din Obiectivul de astăzi, crede-mă pe cuvânt, pe sufletul meu. Și ce se întâmplă, adică faptul că se întâmplă astăzi în Obiectiv, pentru mine spune mult. Să spun despre ce este vorba. Articolul principal al ziarului de astăzi, deschiderea ziarului, este de genul: se aud mârâieli din rândurile 2 și 3 la PSD și PNL Suceava. Când spun rândurile 2 și 3, nu ai semn. În rândul 1 la PNL și la PSD nu sunt decât unul la PNL și unul la PSD. Este vorba despre Ioan Stan la PSD și Gheorghe Frutu la PNL. Noi aici la biroul ăsta, era colega noastră, Oana Cocoș, i-am spus de multe ori: nu e regulă ce se întâmplă nici la PSD, nici la PNL. La PSD, domnul Stan începe să fie luat în zeflemea de doamna Cobuz, de fiecare dată. A derapat cu povestea cu Basarabia. A derapat deputatul PSD Marcela Cobuz, care era primul său mandat. Adică doamna nu poate avea pretenția că știe ce parlamentarismul, cum e cu politica. Să mă iertați, că să nu ne ia de proști. E, doamna și-a permis să voteze invers de cum a zis conducerea partidului, cum a dat votul organizația județeană, care a trimis-o în Parlament. Atențiune! Organizația județeană PSD Suceava a trimis-o în Parlament. Nu s-a dus ea pe propriile sale merite de extraordinar de mare om politic. Ei, lucrurile încep să prindă contur și acolo în materie de nemulțumire. La PNL, iarăși, am spus-o de la acest pupitru. Domnule, ce se întâmplă cu Gheorghe Frutur? Nu-l vedem, nu e. Se ocupă, schimbă cartamentul pe la Vicșan, pe la Siret, pe acolo. El are alte preocupări, e din altă zonă, zici că e din altă țară. Zici că a primit misiune de la președintele României, pe bune, să ocupe cu reintegrarea cenăuțului în zona Bucovina. El e dintr-o altă zonă. E un lucru rău? E un lucru foarte rău că nu se ocupă cu cine doare pe noi. Știi, nu mai e povestea aia cu pâine și circ acum, e cu, hai să o dăm cu proiecte de aia transfrontaliere. Cam așa se întâmplă. Ei, faptul că domnul Frutur n-a fost extrem de decis în ce privește conducerea, noua conducere a PNL-ului, asta însemnat nu un semnal de slăbiciune. A fost mai mult decât atât. Înseamnă confuzie totală. Deci confuzie la PSD Suceava, confuzie la PNL Suceava. E normal ca cei din rândurile 2 și 3 să iasă la bătaie și să spună: băi, dar totuși, noi de ce am votat, cum am votat, de ce am investit, ce facem, pe unde ne ducem, care-i drumul? Hai să spun și altceva, hai că merg mai departe în argumentația mea. Uite un puțin ce se întâmplă la Suceava în momentul de față. Domnul Flutur și echipa domniei sale, n-aș vrea să spun gașca domnului Flutur ca suna urât, dar am să zic totuși, gașca domnului Flutur organizează Festivalul Ștefanian. Gașca domnului Lungu organizează Zilele Sucevei. Programul găștii domnului Flutur conține evenimente aproximativ similare cu ce conține programul domnului Flutur, domnului Lungu. La ore egale, ca să trebuiască să faci diferența, adică dacă pe tine te invită, da, Angela, hai să mergem să vedem piesa de teatru care e pe Festivalul Ștefanian sau piesa de teatru la Sânziene. Care? Că una e la 7, una e la 7 fără 20. La care reușești tu să ajungi? Îți spune că nu știi ce să faci. Deci se vede clar, ruptura e falie, nu mai e ruptură. Am spus-o la începutul anului, e clar că așa acolo se va ajunge. Dar se pare că a ajuns criza într-un moment de apogeu și că lucrurile vor intra într-o stare de, deși aparent zice, bă, vine vacanța, vin concertile, vor intra într-o stare de agitație și mai mare. Eu sunt foarte curios ce va urma. Am spus-o și eu, dacă ți-aduce aminte, o spun și astăzi. PSD n-a câștigat odată cu moțiunea, a pierdut. PSD Suceava a mai pierdut mult teren în fața conducerii centrale cu votul dat de doamna Cobuz. Faptul că doamna Olguța Vasilescu, fostul ministru al muncii, sare la muzică, cum se spune la conducerea centrală, dar ce faceți, mă băieți? E foarte grav, e clar că la PSD lucrurile au scăpat de sub control, e clar că doamna Cobuz nu mai joacă de multă vreme în echipa PSD-ului,
doar cu numele. Și e clar că la PNL Suceava ruptura e pe față. Domnul Ioan Bălan s-a pregătit de multă vreme, a fost singurul care a ieșit, s-a alăturat domnul Bogdan Gheorghiu, deputatul Bogdan Gheorghiu, în momentul Ludovic Orban, au tras cartea câștigătoare, sunt acum acolo, unul este vicepreședinte, unul este în conducerea, celălalt în conducerea centrală și sunt alături de noul președinte. Ce va face domnul Flutur? Sunt foarte curios. Ce va face domnul Stan? Iară sunt extrem de curios. Dar te rog să revenim la bucuriile tale, nu doar ale mele. Revenim tot la președintele Gheorghe Flutur, că el a avut o întâlnire ieri, probabil știi, la Vadu Siret, cu reprezentanții căilor ferate din România și Ucraina și cu omologul său. El se ocupă cu schimbarea cartamentului, da. E foarte bine. A făcut un lucru bun, nu? Va introduce un nou tren pe ruta Suceava-Cernăuți. Okay. A stabilit și un preț, 5 euro. Știi cum e povestea? Ce lipsea județului Suceava? Rută directă cu Cernăuți. Deci am rezolvat-o cu drumul, cu relația cu neamțul, am rezolvat-o, știi că era drumul talienilor pe care l-a rezolvat domnul Flutur, a rezolvat drumurile județene arată impecabil, eu în fiecare zi îl înjur pe domnul Flutur pentru că, în gând, că nu îl înjur, că mi-este foarte drag domnia sa, pentru că când mă duc de la Suceava până la Liteni, că trec pe drumul județean, arată, de plan, are niște găuri, niște cratere și niște povești pe acute doar inima, dar el se duce, se ocupă cu Cernăuțiu. Deci domnul Flutur a rezolvat-o cu promisiunile pentru județul Suceava, acum se ocupă cu relația externă. Încă o dată reiau. Uite-te și tu. Ce treabă? Asta era urgența noastră. Cu Cernăuțiu? Da. Ok. Eu aș întreba altceva, Angela. Eu l-aș ruga pe domnul Flutur, dacă are amabilitate, am fost zile trecute pe la aeroportul Suceava. Știi ce se întâmplă acum la aeroportul Suceava? Știi cam ce este acolo? Nu. Dezastru. Lucrări peste lucrări, taximetriști care parchează cum vor ei. N-aș vrea să folosesc cuvântul mafia taximetriștilor, dar mai că mă luau la bătaie că am parcat într-un loc unde mi-era permis, că ăla era locul lor. Deci se formează deja o mafia taximetriștilor, o mafia celor care aduc produse de mâncare, o mafie, o vorbesc la modul general, da? Că s-ar putea să fiu răutăcioși, știi? E un business, e un mega business ce se întâmplă acum la aeroportul Suceava. Și stai să vezi că se mărește, stai să vezi că se mărește. Stai să vezi ce va fi acolo. Și stai să vezi aglomerație. Este tot treaba președintelui Gheorghe Flutur? Nu, e treaba mea, Angela. Angela, este treaba mea. Mă las să mă ocup eu de aeroport? Uite, dacă tu spui că este treaba mea, eu de mâine mă ocup de aeroport. Nu Consiliul Județean, nu conducea Consiliului Județean, nu cei care sunt responsabili, Gheorghe Flutur, Gheorghe Niță și Viorel Sredenciu, conducea Consiliului Județean. Nu, să mă lase pe mine, că am să știu să fac lucrurile să fie ca lumea. Ar fi bine ca domnul Flutur să mai lase Lvovul, Cernăuțul, așa, să mai ocupe un pic și de județul Suceava. De-aia există materialele astea în presă, ca le vezi și tu. Tocmai din acest motiv, pentru că se simte când lași lucrurile să se pierde sub control. Ăsta este adevărul. Ăsta este adevărul. Deci, ieri când m-am dus la cursa de Bergamo, plecat pe trebuia să sosească, așa am nimerit. Domnule, deci n-ai vrea să știi ce era acolo. Bătaie pe jandarmii săraci, se uitau, nu știau de unde să meargă de la un taximetrist la altul. Asta vrem? Ok. Va escalada scandalul. Va escalada, să vezi ce sunt. A meu unde este? Unde e președintele meu? Se ocupă cu Cernăuțiu. El acum cu trenul. O ia cu trenul. Deci noi descoperim avionul, el o ia cu trenul. Pe alte cartament, pe altă poveste, îi ducem pe aia prin ploaie. Nu, deci, bun, adică te gândești, băi, ai rezolvat-o cu promisiunile tale? Da. Deci ai rezolvat tot ce ai propus, agenda ta e golită, deci nu mai ai ce și te gândești, bun, hai să le fac și un drum spre Cernăuți. Deci duduia Suceava de dorința de a avea un drum către Cernăuți. El dorește să atragă cât mai mulți turiști, iar aceasta este, este o modalitate. Dar au făcut festivalul Ștefanian în paralel cu zilele Sucevei, nu? În aceeași perioadă, adică să nu coare cumva, să fie ofertă. De-aia îți spun, există o poveste foarte ciudată aici, există o ruptură. Și ei reprezintă administrația locală. E păcat că se întâmplă lucrurile astea. Eu n-am nimic. E foarte frumos ce face. Festivalul Ștefan este ok. Putea să înceapă și pe 26. Nu trebuie să înceapă de pe 22. Zilele Sucevei se întâmplă doar pe 24 iunie în Suceava, Angela. Așa e lăsat de foarte mulți ani. Că sunt zienele. Poate a vrut să coincide cu hramul de la Mănăstirea Putna. Nu știu. Știi cum faci ca să confiști un eveniment? Organizezi un altul. Și atunci încep să se întâmple. Ce se întâmplă? E ca la noi. Angela, știi când eram noi în liceu, mergem la petrecerea la Angele, știi? La Chira face și în același timp și el o petrecere. Hai să vedem care vine la Chira, care vine la Angela. Și atunci era, ruptura era pe față. Nu. Suceava nu are nevoie de 6.000 de evenimente în acea zi. Nu. Are nevoie de un eveniment în fiecare săptămână. Și unul făcut sănătos, corect. Deci de-aia încep să spun. Miercuri conferința de presă a primarului. Perfectă. Unde e conferința de presă a președintelui? A făcut dare de seamă domnul primar, da?
Președintele că nu o face. Că sunt și eu foarte curios. A, sau nu e prin țară, e plecat. Pe bune, parcă de la întâlnirea cu domnul Iohannis, domnul Flutur a primit așa un virus de hai să plecăm cât mai mult din județul Suceava. Cum pleacă domnul Iohannis cât mai mult din România, știi? Hai în altă parte, numai județul Suceava. Pe bune, eu nu înțeleg. Ia de cealaltă parte PSD-ul nu-ți spun. La ea acolo distracție maximă. Și de bea începe la PSD, să știi. La PSD de bea începe scandalul. Nici nu-ți vine a crede. Mai stăm de vorbă. Mai stăm de vorbă. Până una alta, sucevenii trebuie să știe că weekendul acesta foarte multe acțiuni, le-ai pomenit și tu. Festival Ștefanian, Sânzienele, la Rădăuți au Cupa Fer, Cupa Federației Gveste Române și Cupa Bucovinei. Deci au evenimente. Suceava în momentul de față este un pol al distracției. Dar, cum îți spuneam, să ne uităm un pic și în spate. Dar este, au ce vedea, au ce vedea. Vine sâmbătă, duminică la Suceava e sărbătoare. Vine sâmbătă, duminică la Rădăuți e sărbătoare. E de mers, e de văzut. Asta îndemn și eu pe suceveni. Mulțumesc pentru astăzi, Mihai. Ne revedem mâine. Doamnelor și domnilor, continuăm știrile. Primarii din județul Suceava au fost convocați de prefectul județului Mirela Domnică într-o ședință de lucru pentru a fi dezbătute problemele cu care se confruntă în activitatea lor. Principalele teme dezbătute au vizat fondul funciar și actele cerute de instituția prefectului privind controlul de legalitate.